Revin cu partea a doua la sucuri versus cuie, dar de data asta foarte mulți în comentarii mi-a spus: Bogdan, vreau să pui în sucuri gaz și Mentos. Face fratele vostru, bineînțeles, avem și gaz și Mentos și sucuri și tot ce trebuie, doar că mulți mi-a spus: Bogdan, să le dai drumul de pe pod. Haideți să vă explic o chestie. Dacă noi dăm drumul de pe pod, pentru noi nu este greu, e ușor, nu-i problema asta. Problema e în felul următor. Distanța fiind foarte mare, atunci când sucul cade pe cuie, se înfinge direct, pentru că vine cu foarte multă viteză și se înfinge și rămâne în cuie. El de fapt trebuie să cadă și doar să spargă bidonul puțin, da. Nu să vină cu viteză să rămână în cuiele alea. Că după toate vor cădea și vor rămâne așa, înfipte în ăla, așa. Și nu se întâmplă nimic. El doar trebuie să spargă puțin și după aia ca să poată să facă reacție. Exact. Că asta e treaba. Noi am construit aici în spate, nu știu dacă se vede. Se vede, se vede. Am făcut aici frumos o schelă, tot ce trebuie. Cuiele le avem acolo, le vedeți și voi undeva jos, cu scară, tot ce trebuie. Uite și sucurile aici, dacă poți să dai un cadru. Avem sucuri, am luat și o bere de data asta, că foarte mulți mi-au zis să luăm și bere. Avem și gazul, avem și Mentos, avem tot ce ne trebuie. Așa că hai să-i dăm drumul la treabă, zic, să vedem care e treaba, cu ce începem. Punem unul simplu prima dată, să-i facem test așa, haide. Luăm un cola simplu, fără Mentos, fără gaz, fără nimic, după le luăm așa pe rând, da? Hai să vedem, testăm cum ar veni, să vedem dacă e ok și construcția asta pe care am făcut-o noi. A rămas acolo, vezi? Da. Sper să nu fie distanța mare, imaginați-vă de pe pod dacă venea cu viteza aia când se izbea odată. Uite ce m-a intrat aici. Bun. O să le dăm undeva aici și o să le strângem mai după aia, ca de obicei. Deci băgăm niște Mentos, da? Ok, bine. E bine. Așa, zice-l să sară în cap. Păi, bineînțeles. A rămas acolo, nu s-a întâmplat nimic. A rămas în ăsta, frate. Hai să golim totuși niște gaz din ăsta. Da, asta ar fi. Să punem într-un bidon din ăsta mare, nu? Da. Aici trebuie să-mi pun mănușile. Să știți că am găsit greu gaz din ăsta, pentru că știu că mereu ne spune să mai facem clipuri cu gaz, dar nu știu ce se întâmplă la un timp, dar dăm greu de el. Am pus gaz aici, trebuie să mai vărsăm puțin din ea. Da. Hai, dar puțin aici, nu e problemă. Care-i treaba? Mm. O să vă explic eu după. Dar nu o să funcționeze cum trebuie. Gata? Da. Uau, aleu, Danule! Bubuială. Asta a fost bubuială. Bă, uite alea ce m-a făcut. Te-ai făcut flashcă. Mama mea. Fii atent, și de ce n-am zis că o să funcționeze? Bă, Danule, dar ați fi de explozii pe buni, mâncați, uite alea. Da. Și de ce am zis că nu o să funcționeze? Pentru că atunci noi când facem clipuri cu gaz, știți că dopul nu trebuie să-l închizi de tot. Păi da, dar fii atent. El când se sparge, aici, da, când se sparge, caută ieșirea aia cum ar veni. Caută ieșire pe îngăurile pe care se fac de la cuie. Exact. Mama mea, altceva, mă, tate. Una din asta de 2 litri jumate. Revin când descarc gazul să vă plictisesc. Îl pun pe tot sau? Cred că ți ajunge de două acolo, ca să nu fie două, nu? Tot de alta, dar avem mult gaz. Gândiți-vă că mai luam, nu era problemă de asta. Eu am luat tot ce am găsit pe stoc, adică astea au fost, astea 5. Altceva nu mai aveam. Ești pregătit? Că nu mai ții mult și dai drumul. Ești pregătit? Da. A dat să pleci un pic după loc, ai văzut? Da? De la gaz, să o ia. A dat să ridici. Am luat unul mai mic pentru că nu mai e chiar așa mult gaz aici. Direct în cap îmi vine asta. Da, și mă, că nu-ți vine. Eu am zis că mai e puțin, dar vezi că era o grămadă. Da, un pic de breakdance acolo jos ce s-a întâmplat. Mama mea! Îmi place tare, îți satisfai, așa e mișto. Chiar e șmecher. 16 de ore. Bă, dar cu Mentos ăsta, hai să mai încercăm unul, mă, zici că-i fail, ă? Sotul ăsta. Zici că nu, ă? Am ce să pun? Hai, uite, am două de Pepsi din astea. Așa, ceva ce ai dublu. Uite, am două, vezi? Hai să dăm, mai încercăm unul, dar nu cred că-i combinație, mă. Ești gata? Să vezi ce mă fac mai sus.
că ba, dar nu s-a întâmplat. Ce are, mă, ăsta, mă, frate? E expirat, ce are? S-a spart acolo, dar la bubuie n-a făcut nimic. Îl bolborosește ăsta la unul. Altceva, cred că, nu? Ai, leu, mama mea, Danule! Cred că e altceva, nu? Ce are și nebuna să compară vreodată? Deci înseamnă că o să mai încerc cu gazul ăsta care l-am de aici, da, sucurile, și la urmă, dacă e să mai ținem Mentos în vreo ceva, habar n-am. Da. Nu cred că mai o să mai stricăm cu Mentos. Acum nu, acum mai dăm cu ce avem. Dăm cu gazul ăsta. Și știm că merge. Fii atent, ce zici de berea asta cu gaz? Chiar sunt curios. De bubuiala asta. Hai, o să încerc să pun mai mult gaz, să descarc mai mult. Mai dăm puțin jos. Da. Are cam mult aici. A? Vezi că e ok. Cred că, a, mai merge o dacă. Cred că ajunge, zic eu. Am pus destul. Am pus aproape jumătate de tub din ăsta aici, bun? S-a tras cu tunul la ăsta. Păi, da, nu. Ce-a fost asta, mă, cație? Ai văzut ce l-a făcut? Băi! Pă, bunii, vorba ta, cred că s-a tras cu tunul. Uite-o lea, pe ea, fete. Bubuială. Cum s-a făcut? A explodat toate, ești nebun. Mama mea! Mama mea! Zi repede de aici, un suc. Un suc. Ce vrei? Ce stă la mare? Sau ce era? În dreapta de tot. Care, ăsta? Ăla, da. Ăsta? Hai să vedem. Ce zici? Faci ce trebuie sau? N-ai încredere în el? Nu prea. Nu ai? Nu. Eu zic că faci ce trebuie. Vedem acum. A făcut, chiar a făcut. Am mers bine, mi-a plăcut. A făcut așa un ceva, un titereză, ceva. A făcut un flic-flac acolo. Am mers bine, frate. Uite-l acolo, n-a rămas nimic în el. Da. S-a golit tot. Cola Zero mare, ce e acolo în stânga de tot? Ăla e Pepsi, mai e Cola Zero, Cola Zero de ăsta, 2.5. Da, e acolo. Ăsta? Da. Ăsta trebuie să facă show ca la Amsterdam, sigur. Hai să vedem. Și rău, îmi pare, mă, că n-am găsit mai mult gaz de luat. Până dimineața își face așa. E satisfăit. Da. Mamă, de ce s-a făcut ăsta în mâna mea? Uleu! Eu zic să-i dai drumul mai repede să nu... Tare! Da, a făcut ca Cico mai devreme. Da, cam la egalitate cu ăla, așa. Adică nu... Nu diferit mult. Butelia asta mică. Ha. Ia să vedem. A pus 6 kg în aia de 1 kg. Așa, mă, că e bine așa. Pus mult. E gata? Da. Pe ade. Hai că a făcut mai bine decât cu ăla ăsta de jos. Zici? Nu crezi? Da, nu știu ce să zic. Parcă a luat și puțin înălțime așa. Nu. Eu văd că încerc să te minți așa un pic singur. Atunci, pe ce să te mulțumesc eu, zi? Dar hai, mă, frate, să mai încercăm una simplu, așa. Poate eu știu, n-am dat noi bine, azi, pe care o dau? Sprite. Ăsta o dau simplu așa, da? Da. Și asta o lăsăm cu gaz. Ok. Hai să-i dăm un problem asta așa. A, nu cred că merge, mă, frate. Agită-l, fă-i ceva, nu? Ce, mă, frate, da. Da. Așa. Vezi? Da, mă, dacă n-are nimic în el acolo... Dacă n-are nimic în el, frate, vezi exact ce ziceam. E distanța, cred că, mare, nu înțeleg. Pare... Mai sacrific unul, asta e, zile de tot ce sacrific de aici. Ăsta? Merge. Vreau să încerc ceva. Ia. Vezi, el trebuie doar să înțepe un pic. Doar, vezi, puțin. Da. Dar unde l-am adic? Ce-a trebuit? Da. S-a apă groapă în pământ să-l arunc de acolo? Da.
Cum facem? Ca atât cum aș vrea eu. Revin acum cu ceva de calitate, ceva frumos. Cât dezamăgit. Am mai lăsat aici o țâră. Trebuia să-l cumpăr tot, dar m-am gândit la da. Urla iar de acolo, din spate, că ai pus-o cu șuichere. S-a înfipt. Și ai văzut a vrut să plece. L-a ajutat și l-a scos de acolo. Da. Presiunea de la ăla. Dacă nu rămâne acolo, așa, da. Nu se întâmplă nimic. I-a sărit capul. Bă, dar ce a fost asta? I-a sărit capul, mă, ești nebun? Bă, ce mai a fost asta? I-a sărit capul. Uite puțin. Ești nebun. Aș și pus în gaz. Nu-mi veni să cred deja, nu cred că ce-au altar reacție. Acum. Nu o să țin cap acolo. Cum adică, bă? Acă, acă. Asta e sare și tot din el. Bam, ce-a plecat! Băi, Dani! Făcea gaură în perete, ești nebun la cap. Băi, dar te-ai văzut până unde s-a dus? No. Uite puțin pe perete, ești prost. Bă, eu acum văd, ești prost la cap. Bă, nu cred că și care e treaba, la fel ca ăla cu gaz, când filmezi, nu știi reacția ce o să întâmplă. Nu știu unde se duce. Stânga, dreapta, da. În sus, în habar. Băi, n-ai că eu erau concentrat pe cui. Nu știu dacă ai observat, fii atent. Aici s-a lovit. Tu mai sus, acolo. Până ăla s-a lovit, acolo. Îl mai avem pe ăsta, care nu vreau să-l scap. Gata, mă, cred că ajunge pentru ăsta. Ia să vedem. Ești pregătit? Da. Hai să vedem ce știi pe ăsta. Ia-o, bă! S-a tras iar. Da, da, cu tu nu vreau să spun. S-a dat puternic. S-a dat cu tu nu, uite cum a rămas. S-a dat puternic. Bă, Doamne, s-a fipt în capac, mă. Care erau șanse? De-aia a rămas el așa. Sunt capac, n-am mai avut putere, știi? Da, da. Dar uite puțin. Dar toate s-au făcut așa. Dar dacă descarc mult odată, se până arunc eu, vorba lui Dan, până arunc eu până una alta, el se evaporă în timpul ăsta și pierd gaz și așa. Mai am un tub și aici. Am un sfert, cred. Ia zi-mă, ai vreo preferință ceva de aici? Pentru că ți-am zis, nu o să mai ajungă la toate și așa că te las să alegi și tu. În alea mari le-am dat pe toate. Asta am vrea zic acum. 5 litri le-am dat pe toate. Mai avem din alea mici în care nu prea am pus gaz. Nu știu, ai pus gaz în vreunul? Ha? Ai pus gaz în vreunul ăsta mic? Nu mai știu, exact. Știu doar că m-am axat pe alea foarte mari, de 2,5-3 litri. Ia să vedem unul mic. Băi, a fost bine. A fost bine, față de unele din astea mai mari, eu zic că a fost mult mai bine. A fost ok. Ia zi, altceva. Apa minerală? Da, bă, chiar da. Că sucuri tot am dat, nu? Da. Că și asta e foarte acidulată. Ajunge, zic eu. A mai rămas de unul acolo. A mai rămas de unul, da. Cum a fost? S-a rupt de la jumate și asta. Bă, sincer să-ți spun, pentru mine personal, nu știu să-mi zici și tu, mie îmi place mai mult când faci așa, știi? Decât când bum. Mie îmi place și când scoate zgomot, dar trebuie să fie puternic ca să-mi placă. Puternic, puternic și chiar a făcut, adică chiar a făcut top. Încerc ceva, acum vedem. A, da? Da, dă-mi în cap. Bă, în cap, băi! Nu, asta am vrut, băi, Dan, să fac. Fiți atenți. Deci, a ajuns... Deci, fiți atenți în piciorul meu și îmi disuc. Ce vrei, mă, frate? Mi-a trecut pe lângă... Nu mai zic. Aia e, frate, n-am cum scot. Dar vezi că a făcut ca lumea, adică chiar s-a dus. Da. Trebuie să te gândești, frate, fii atent, astea trei ale tale sunt. Cu ce băgăm? Tu te gândești la ce vrei să băgăm gazul ăsta. Păi fii atent, avem așa, montându-o odată. Deci hai că le dau deoparte, ăsta odată. Montându, Adria de portocale, în stânga de tot. Ăsta? Da. Și aș mai băga frutifresh-ul, cred că.
Ca să le vezi aici, da? Fructe freșe. Și ăsta? Da. Bine, frate. Bă, eu zic, e ok. Cred că mai merge de unul aici. Cred că ajunge. Vezi că a făcut. A făcut. Oricum. Ți-a plăcut? Da, 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 a fost. Ai pariat bine, da? Da. Gata, să mai rămân și la alălalt. Gata. Am păstrat perfect. Poți să arunci. Să arunc așa? Da. De aici? Ha. Nici nu știu cum să-l dau, că se fug, fii atent. Ți-a aruncat, direct. E gata? Ha. Mamă. Și cred, dau și fug, direct după el s-a dus sucul. Am văzut, vezi că nu știi cum se duce reacția lui. Celălalt Adrian a făcut treabă bună, parcă. A făcut bună, a făcut bine rău. Facem-o și ăsta, ia să vezi. Bă, vai, dacă, dacă se aude pe cameră cum se aude aici, a? Vai, damule. Dar de unde picură? Din tavan, că ți-a dus până în tavan ăsta. Sigur nu vedeți voi acolo. Bă, tu nu vezi că e sus acolo, nu mai suc? Da, mă, se picură de acolo. Păi da, mă, mai trebuie, s-a dus acasă, am venit tavan și s-a spart și acolo suc și picură de sus. Vedeți seama ce acolo? Că n-ai vara afară, 40 de grade, de unde vrei, ploaie. A fost tare rău, dacă s-aude așa și pe cameră. Aia zic, nu știu cum s-aude pe cameră, cum ia microfonul, dar cred că e cel mai top din toate. Puternic, cel mai puternic. Da, așa zic și eu, da. Cel mai top. Gata. A ajuns, ajunge de unul sau? Băi, de unul da, ajunge. Ajunge chiar de unul, ok, bine. Bag tot. Bă, dar nu sunt de două acolo, bă, Badani? Am dat pe tot, atâta, gata, asta e. A, e ok. Nu mi-ajungeam. Da, nu, nu, era ok. Facem puțin așa. Ha. Bă, a făcut suc mult, că el era și mult, dar nu prea a făcut bubuială așa. Nu, no, dar ăsta, penultimul, penultimul. Penultimul, da. A terminat și mecheria. Ia. A, m-a făcut poc, nu mai stăc și atâta. A, nu faci nimic, rămâne acolo, stă-n film. Pleașcă, a căzut pleașcă. Dacă n-aveai gaz, era degeaba videoclip. Da. Cu gaz a fost ideea bună a voastră, cu Mentos, din păcate nu, dar am încercat ca să vă fac pe plac, că după și voi rămâneați cu gândul, bă, cine știe ce se întâmpla cu Mentos. Drept dovadă și eu aveam o curiozitate și am zis, hai mă, să încerc și eu câteva, dar e bine că pe parcurs ne-am redresat și am avut reacții forță cum trebuie. V-am zis, de pe pod sau de la o înălțime mai mare, nu făceam nimic, pentru că se împingeau și rămâneau acolo și nu mai aveam nicio reacție. Sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like acolo în forță să facem 60.000 de like-uri. Prima parte v-a plăcut și mi-aș cerut partea a doua, forță rău de tot, drept dovadă, ne-am mobilizat și vedeți, da, am venit altfel, cu scară, cu chestii, mai frumos, mai ca lumea. Păi nu, cu bolim, ăștia care nu așa, au unele, le băgăm aici așa frumos, restul ce rămâne pe aici, vă dați seama că se usucă, fiind foarte cald, nu-i problemă sucul sau ăstea, că se usucă. Cam asta e treaba. Ha, la treabă, da. Dar cine a făcut mizerii? Eu? De inima, hai că facă, dar ți-a plăcut să te uiți de acolo cum s-a făcut, nu? Bă, da. Lasă vrăjeala. Să ziceți voi mie dacă vi se pare corect să mă pune pe mine la treabă, în condițiile care ieri a făcut mizerii pe aici. Băi, vreau să pun mâna, dar i-a plăcut, mă, să vadă, să zică, dar e bananicul ăla. Nu, prea mi-a plăcut, acum vrei să te minți? Da. Ba da, fă șmec, era Adria școala, care au bubuit, care au fost tari.